Bună, copii! Astăzi vom face un păianjen. Pentru aceasta avem nevoie de sârmă plușată, ochișori, un puf sau un motocel și lipici. Pentru început, luăm motocelul și peste el lipim ochișorii. Dăm cu lipici. Și celălalt ochișor. Puteți să-i faceți și din hârtie. Și lăsăm puțin să se usuce. Luăm cele trei bucăți de sârmă plușată și le suprapunem în mijloc. O dată, două și încă unul pe care îl răsucim ca să prindem toate sârmele. Îndoim capetele. Și nu ne rămâne decât să lipim corpul. Și păianjenul meu este gata.